Feribotul de la Giurgiu a fost construit în 1940, inaugurat în 1941, închis în 1954, iar din anul 2000 zace părăsit și plin de bălării. Deși este o lucrare arhitectonică de valoare, care ar fi trebuit inclusă în fondul Patrimoniului Tehnic și Industrial Național, alături de clădiri precum Capitania Portului sau Podul Bize, feribotul a atras doar în ultima vreme atenția municipalității și a specialiștilor. Cu ceva vreme în urmă, instalația a fost trecută din administrația Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFRSA, în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului, în vederea realizării unei zone muzeale în aer liber. Între timp nu s-a mai întâmplat nimic și, așa cum era de așteptat, feribotul a devenit atracția căutătorilor de fier vechi, care au descompletat motoarele podului de acces. Este regretabil că proiectul de a transforma zona în care se află instalația de feribot într-un obiectiv vizitabil a rămas puțin în aer, și că între timp instalația a mai suferit pierderi. Credem însă că nu este prea târziu pentru a se lua măsuri de conservare și de punerea ei în valoare. Iată că recent a mai fost făcut un mic pas spre proiectul legat de transformarea feribotului în zonă muzeală. Un pas mic, dar necesar. Consilierii locali au aprobat în ultima ședință ordinară ca, mai nou, instalația feribotului să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului. Numai așa se pune problema realizării unui proiect concret pentru finanțarea eventualelor lucrări. Cum spuneam, un pas mic a mai fost făcut, cu speranța că bunele intenții nu se vor opri aici.